Vlad Gheorghe are 39 de ani și este de profesie jurist specializat în drept administrativ fiscal. A ajuns în Parlamentul European pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a renunțat la fotoliul de la Bruxelles după ce a câștigat primăria sectorului 1. Vlad Gheorghe ocupa atunci următorul loc eligibil pe listele alianței USR+. Primii pași spre politică i-a făcut în 2015 ca voluntar în Uniunea Salvați Bucureștiul, punctul de pornire al viitorului USR. De altfel, a fost un apropiat al lui Nicu Șordan. Inclusiv după plecarea acestuia din partid, Vlad Gheorghe i-a făcut opoziție lui Dan Barna și l-a susținut pe Cristian Zeidler la șefia partidului. Iată-l în 2016 la Slatina, alături de Nicu Șordan. Vlad Gheorghe a candidat atunci la alegerile parlamentare, însă fără succes. Noi suntem oameni obișnuiți care știm, și noi am pățit exact ceea ce au pățit cetățenii până acum. Și noi suntem acei cetățeni. Nu avem cum să repetăm aceste greșeli. A ajuns în atenția publică la protestul din 10 august 2018, reprimat violent de jandarmerie. Imagini publicate de jurnalistul Cristian Citre arătau cum un jandarm îl lovește cu bastonul și îl pune la pământ pe Vlad Gheorghe. Înainte să-și preia mandatul de europarlamentar, Vlad Gheorghe a lucrat la Camera Deputaților, fiind unul dintre consilierii USR specializați în domeniul juridic. Printre altele, îi ajuta pe parlamentarii USR să atace la Curtea Constituțională anumite legi. De altfel, pe tot traseul său profesional, Vlad Gheorghe a lucrat pe postul de consilier juridic, începând cu anul 2011. A terminat liceul în 2004, iar apoi a urmat facultatea de drept la Universitatea Româno-Americană din București. În 2008 și-a obținut licența, însă la master s-a înscris abia în 2017. A urmat cursurile la Universitatea București, însă menționează în CV că nu a susținut și lucrarea de dizertație. A fost o voce critică în USR, motiv pentru care și-a atras unele antipatii. Așa se face că Vlad Gheorghe s-a despărțit în februarie 2024 de partidul care l-a trimis la Bruxelles. A existat și un scandal în momentul rupturii. Pe scurt, nu a fost lăsat la Comitetul Politic al Uniunii, USR argumentând că eurodeputatul avea datorii către partid. Pe de altă parte, Vlad Gheorghe a susținut că a fost dat afară de la eveniment pentru că s-a opus alianței electorale cu PMP și Forța Dreptei. Se pregătesc să facă o alianță cu penali, nu voiau să spunem că ce se întâmplă acum nu are niciun fel de legătură cu votul dat de oameni pentru USR și pentru noi toți în general, nu mai spun de cei care am stat în stradă din 2016 încoace, pentru principii care acum sunt încălcate direct, repet, așa cum ne-a spus Elena Lasconi, care ea a reușit să intre până la urmă separat. În ultimii 4 ani a pledat de la Tribuna Parlamentului European pentru înființarea unei noi instituții europene, Procurorul Verde, adică un organism care să ancheteze infracțiunile de mediu din blocul comunitar. Instituția în sine, care înseamnă procurori specializați în cauze de mediu, care au element transfrontalier, adică pentru infracțiuni de mediu care se desfășoară în cel puțin 2 țări membre, cu astfel de procurori, cum vedem acum procurorii de la parchetul european, eu aș spune că în câțiva ani ar trebui să avem instituția și probabil că încă în câțiva ani, deci până la sfârșitul mandatului viitor, ar trebui să avem și procurorii efectivi. A fost inclus de publicația Politico într-un top al celor mai populari politicieni în rândul tinerilor din generația Z. De altfel, Vlad Gheorghe are o prezență consistentă în online, mai ales pe TikTok. A susținut intens cauza Ucrainei după declanșarea invaziei rusești. De aceea a pus bazele grupului Uniți pentru Ucraina, o comunitate care a sărit în ajutorul refugiaților. Este la Irpin acum. O să mergem mai departe la o serie de blocuri distruse. Dar uite, acum vedeți ce lupte au fost aici. Au trecut 600 de zile de război. Pentru liniștea și prosperitatea cetățenilor europeni, avem datoria să susținem lupta Ucrainei și reconstrucția ei. Dar din banii celor care au atacat-o, din banii celor responsabili pentru distrugerea a orașe întregi. De asemenea, tot din Parlamentul European a criticat înțelegerea prin care România a fost primită în spațiul Schengen pentru moment doar cu granițele aeriene și cele maritime. Nu doar că ar trebui să intrăm noi, România și Bulgaria, în spațiul Schengen, ci și că avem un drept foarte important, dreptul la despăgubiri, pentru că cineva nu aplică la rândul său dreptul european așa cum ar trebui. În cazul nostru, Austria, pentru că cineva ne discriminează pe noi. A susținut și masivele proteste ale fermierilor din toată Europa. Sunt proteste acum în România ale fermierilor, sunt proteste în toată Uniunea Europeană.
și oamenii au dreptate. Oamenii nu mai pot și nu mai vor să mai sufere în liniște. Foarte bine fac. Ce li se spune? Guvernul le spune că nu există bani. O minciună uriașă. Cum să nu existe bani? Există foarte mulți bani. Sunt miliarde și miliarde care pleacă de la Uniunea Europeană, care merg spre țările precum România. Vlad Gheorghe candidează acum independent pentru un nou mandat de europarlamentar.